Vrei să iei parte la acțiunea orientală MMORPG a jocului Metin 2 și nu știi cum? Folosește linkul din descriere, urmărește două trailere care n-au nicio legătură cu aspectul jocului și haide să jucăm împreună. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Facem așa un scurt videoclip să vedem în mare parte cum ne-am pregătit noi pentru evenimentul acesta Iudnori, care urmează să înceapă astăzi, marți, la mentenanță. La ora 10 este mentenanța, e 9 și 16 la data ora filmării. Acum eu nu sper să nu schimbe evenimentul, să fie exact cum a fost în momentul în care l-a scos, adică să se dropeze automat în slotul de aici, UI pack, sau cum îl cheamă, ca și lăstarii ăștia. Bun, avem mai multe conturi pregătite pe mai multe servere, vedem dacă le putem ține pe toate. Dacă nu le putem ține pe toate, nu e nicio problemă, mai reducem din ele. Oricum vreau să țin caracterele principale care sunt echipate cu seturi în prima fază. Vreau să-l mai ținem pe Mario Sica neapărat să bată. Aia o să vină pe video cu Mario special ce set i-am pregătit și unde vreau să batem cu el. Tiger Ghost-ul iar o să fie probabil separat pentru că acolo încă nu-i sigur dacă putem sau nu să ținem contul, pe motiv că deja sunt destul de multe pe serverele românești. Da, cu toate astea aș încerca totuși să lăsăm și acolo o să bată, măcar să adunăm niște tăblițe, că cine știe dacă le-am jucat vreodată. Bun, deci în prima fază avem caracterul ăsta de pe Kirin, deci avem două pe Kirin băgate. Avem pe ăsta pe Leynad, care momentan face nivel 75 la ăsta să bată. Avem aici set pe Kirin, avem set de vânt și set de foc, avem oricum două conturi, mă... Gândesc că o să încadrăm unul în CD3 sau V2 sau unde putem lăsa să bată și unul pe la broaște sau pe lângă templu Huang în Vale. Cam aici mă gândesc că o să-i lăsăm. Momentan unul bate aici pentru blesuri, limbii și pulpe. Mai adune una alta. Au făcut 46 de blesuri băiatul, foarte bine. 200, vreo 400 de limbuțe și 2, 4, 6... 800 și ceva de pulpe, pulpele pică angro. Încă 30 de milioane cash, dropează, face cașcavalii în regulă. Acestea ar fi primele două conturi de pe Kirin. La ele mai putem adăuga încă un cont, adică numai încă unul mai putem adăuga, că încă unul mai avem pe Kirin. Dar pe la momentan nu avem cumpărată nici mănușă, nici atac automat, nici nimica. Și mai degrabă aș lăsa conturile cu atac automat și atunci măcar știu că nu trebuie să stau non-stop lângă el să îi dau restart aici, poate îi trebuie niște licori băgate sau ceva, așa că lăsăm numai cele cu atac automat, ulterior adăugăm în funcție de disponibilitate, da? La cât de rapid să joacă Iudnori ăla, oricum mă gândesc să jucăm mai multe, deci să jucăm un 4, 6, 8, total odată ia chiar câte conturi avem, le numărăm. Trecem așa fugit peste toate, după care mai zicem un alt an. Bun. Avem pe Polyphemus, îl avem pe Zero Focus, un ward de nivel 98. Aici pe Polyphemus putem pune absolut orice set. Avem toate seturile, foc, vânt și fulger, le putem echipa. Momentan cred că are vântul, dacă nu mă șel, sau combinat cu ceva. Are itemele pe aici. Aici oricum suntem full de iteme pe Polyphemus. Avem alchimie mitică pe el, de asta mă gândesc să lăsăm să bată. Poate facem și nivel, dacă tot un alta. Avem atac automat aici încă 29 de zile. Mănușă, depozit și adunătoare, toate le avem disponibile. Bun, trecem mai departe. Asta e pe țara românească. Pe țara românească o să punem ninja la ăsta. Hai să adunăm, să mă pot duce și eu în bazar. Așa le vindem la magazin general. Ninja la o, lăsăm pe fiecare server câte o ninja la o, vedem câte poate să producă. Ninja Arc, mă gândesc ori pe aici până map 1, dacă nu în map 2 sau deșert maxim dacă mergem cu el. Map 2 acolo la Amazon, mă gândesc că ar fi o variantă iar de încercat. Bun, mai avem încă pe Meste Căniș aici România, lăsăm și pe România. Următorul e Conjojino de pe țara românească, un or aurar pe, avem la oră cu alchimie full legendară. Avem setul echipat de foc, mamă, asta îmi place foarte mult. 10 pătrundere, 1,5 KPV și 4 otrăviri acolo. Restart, itemele sunt chiar foarte, foarte bune pe el. Atâta cât că ne mai trebuie un imun, nu avem imun, ne-o cumpăra. Cam ăsta ar veni contul.
După schimbă mai avem aici un Coler Lacrimă Cer plus nouă cu 5 critică în caz jumate, cazul în care se descurcă și fără colerul ăsta, upgradăm, dar în același timp încercăm să batem și fără costume. Nu băgăm mantii pe conturi, eu așa mă gândesc să nu băgăm mantiuțe pe conturi. Am realizat că lipsește un cont, adăugăm acum, dar nu lipsea, nu l-am văzut eu. Bun, cam asta e pentru SD3 pe țara românească. Bun, Polyphemus, mai avem pe Polyphemus pe virguliță, de pe Polyphemus cu setul de vânt echipat și aici, nu de vânt, de foc. Amuleu, armură 15 vânt, 15 foc, un KVB frumoasă, bă, băieța asta, da. 20-20 drop băgat pe el. Aici avem și mantic critici pătrunderii full, cazul în care avem nevoie, cu un rubin în legendar băgat, trebuie să mergem apun să-l prelungim. În rest nu mai are nimic special contul, dacă ne uităm la un foc total, 50 foc, nu avem pe brățară că e cu 20 drop, dar trebuie să reziste oricum, cu 55 foc pe atac automat la grupă, nu la mantie. Bun, mai avem tot aici pe România încă un nijalo pentru arc, cam ăstea ar fi, cred că le-am prezentat toate, da? Deci avem 2 ninjalăi pe fiecare server, dacă nu înșel. Anu, 2 pe România și 1 pe țară, cam așa e treaba. Astea să fie primele conturi, avem un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cu sura 8 conturi, la care mai putem adăuga de pe Tiger Ghost. Deci îl avem pe Șeptaru, nivel 62, cred că e setul de foc, dacă nu mă înșel. Sau nu avem set echipat. Nu avem set echipat. Oricum și aici avem toate seturile. Foc, vânt și fulger. Bănuiesc că l-avem undeva. Nici o problemă. Mai putem adăuga conturi dacă e necesar. Și vedem că le putem juca în timp util, încât să nu mi se adune, știi, foarte multe. Și eu să am conturi la bătut aiurea. Și eu de fapt să nu pot, să n-am timp să le joc. Asta vreau cât de mult posibil să beneficiem de tot investițiile. Nu sunt foarte mari din cauza că noi oricum deja ne aveam cumpărat atac automat, mănușa a treia mână, le aveam cumpărate pentru Kirin în special, pentru că aveam două conturi la bătut. Iar acum o să le folosim pe toate serverele, cam asta am făcut cu Kirinul, am vrut să fie luate pe schimbă conturi la conturile mele principale, în mare parte, de pe cealaltă servere, lăsând deoparte pe scânteiuță. Nu cred că o să îl băgăm și acolo, că nu ne descurcăm noi astea timp. În rest, cam ne așteptăm să vedem ce rezultate o să fie, cât de bine o să bată conturile. Aici mai trebuie să luăm și un FMS, nu avem FMS pe ăsta, cum îl cheamă, pe țara românească. Ce omorim ăsta? Cu lag? Ce-i cu tine? Sau s-a dus? Cred că s-a dus tăișul. Probabil, hai să-l restartăm un picuț. Deci băgăm un tăiș aici. Bă, bate bine Stralău, o să vină pe video explicații la tot ce facem aici. Hai să dăm mântiuță, critici pătrundere, au bătut azi noaptea iurea, nu m-am eu gătat un set de pătrunzătoare, că l-am uitat, frate, deci efectiv m-am pus la somn și l-am uitat pe ăsta să bat aiurea, și fără mantii și fără nimica, în prima cameră mi-au gătat toate licorile. Bun, până bagă mobii, de fapt... Băgăm mantii la 45, că la 30 cred că le cam dă în gol pe unele. O spuneți cum vi se pare ce vreau să fac și cum vreau să fac la evenimentul ăsta. Voi cum v-ați pregătit? Dacă nu v-ați pregătit, oricum nicio problemă, că vă puteți uita la mine, vedeți cum funcționează treaba asta și vă puteți orienta să nu faceți investiții aiurea. V-am spus, mie deja relativ investițiile îmi erau deja făcute, știu, în atac automat și una alta. Adică, uite, zero focus-ul e combinat cu ăsta, da? 29-29. Bun, combinat cu ăsta. Dincolo ce avem? Aici avem încă 29. Deci toate astea trei, toate patru sunt combinate. Ăsta la alt? Nu, mă, l-o scos, mă, pe ăla. Așa e că l-o scos. Ia să văd. Da, l-o scos pe băiatul ăla care bătea acolo. Un bai că-l băgăm acum înapoi. Aici avem și pe schimbul caracter nivel 41. Cred că o să-l lăsăm și pe la blesteme să-și facă de cap acolo. Pentru că alea, oricum, și dacă nu le vând acum, tot o să aibă foarte, foarte bun preț în viitor. Așa.
Level 41, dropăm blesuri, dar nu e niciun bai acolo, că dropăm cărți blestemă și dropează chiar destul de bine. Pac, 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 așa. Bun, bate aici, băiatule. Na bun, asta e combinat cu care? Asta e combinat cu Kunjojino, oră de așa, și combinat cu virguliță. Deci aici avem, efectiv, pe platform, pe contul ăsta, îs trei conturi, full, frate, full. Da? Ăsta e cu full alchimie, ăsta e așa de pe Kirin nou și ăsta e virguliță iară full echipat pentru CD3. Da. Mai avem combinat tot cu ei și mestecănesc cu Osca, ăsta. Am astea ar fi conturile. Chiar sunt curios, o să fim live în marea parte a evenimentului. O să jucăm acolo tablițele până ni se face acru de eveniment și a veni evenimentul cu carduri ok, bănuiesc că ăla o să fie următorul după toate astea. Eu o să ne băgăm și la sosetuțe să facem schimbă site, pentru că ar trebui profitat și de evenimentul de iarnă, probabil ceva mai mult. Băieți, ne auzim la următorul video, spuneți-mi voi câte conturi aveți pregătite și cum le-ați pregătit, cu ce servere jucați la acest eveniment. Noi încercăm să jucăm pe toate, pe cât posibil. Încă nu ne băgăm și la cec și polonez pe servere, dar cine știe. Numai bine, v-am țucat, ne auzim la următoarele video.